Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu cred că ne apucăm de școală din nou. De ce? Ce s-a întâmplat? E o școală în Gorj, la cererea elevilor și părinților, copiii primesc la prânz kebab și pizza. Mamă! Înțelegi? Așa zice primarul, că ăia mici au cerut, părinții la fel, ce era să facă? Să zică nu? E program de hrană pentru copii și decât lapte, deci, și corn, mai bine kebab și pizza. Laptele și corn a devenit kebab și pizza. Da, exact. Bun. Bun, niciunul dintre produse aparent nu e recomandat de Institutul de Sănătate Publică. E vreun produs care să aibă gust recomandat de Institutul de Sănătate Publică? Bun observat. Adică, brocoli. Da, micii recomandă, sunt convins că nu. Nu știu ce să zic. Habar, da, ce? Brocoli, brocoli fiert, da. Labur. Brocoli fiert ăla cred că e recomandat. Cred că Luca știe care sunt produsele recomandate de Institutul de Sănătate Publică, că numai de-astea mănânc în ultima vreme, cred. Nu, că eu mănânc numai carne, mănânc pădos. Ești varză. Carne, brânzeta, adică îmi fac rău. Dar îmi fac rău cu bună știință pentru a slăbi. Săracul de tine. Da, trebuie să te ridici un pic pe scaun. Acum tu stai și jos. Așa. Și alunești o masă. Bun. Într-o școală din București, unde se dă mâncare caldă, meniul arată așa: supă cremă de legume, vai de capul meu, chiftele de porc marinate, asta e mai bine, cu piure de cartofi și brioșă. E că bun, Ceaușescu. Băi, aș mânca o chifteluță marinată. Când eram eu mic să mâncau de-astea, chiftele, da, marinate. Mama făcea tot timpul chifteluțe marinate. Ne întoarcem la Gorj. Îți făcea și cu sos de smântână? Nu, făcea cu sos de roșii. Tata făcea, de fapt. Cu sos de roșii și mai puneam eu sos de smântână. Că la mine alternau bunicile. Făceau când cu roșii când și uscate. Ca să nu mă plictisesc, nu. Și uscate, da, dar îmi făceau și cu sos, de, cu sos alb. Cu sos alb, un fel niciodată. De sos beșamel, niciodată sos alb de smântână. Nu, niciodată. Mamă, ce n-am bun, e mai bun, vezi, dar chiftele de piept de pui, nu de, alea de porc nu merg. Chiftele de piept de pui, da. Mă, cred că mă duc să fac azi. Așa. Cu sos de smântână. Smântână, beșamel și mărar. Da. Vai de viața mea. Ok. Ne întoarcem la Gorj. Acolo o învățătoare a explicat că, și citez, meniurile sunt stabilite de firma care a câștigat licitația în colaborare cu factorii decidenți ai școlii. Dom'le, dacă asta este cererea copiilor, pe lângă aripioare de pui, chiftele de purcel, paste carbonara, săptămâna asta elevii din Roșia de Amaradia primesc kebab, pizza, tortilia și șnițel de pui. Hai de cap, mă, no. Ce boierie, dar ce școală e asta? Nu știu, mă, băiatule, mă, pe o gură. A devenit interesat. Reau studiile. Domnul primar Liviu Cotoșmanu, primarul Roșia de Amaradia, spune că asta e o rugăminte a elevilor și chiar a părinților. Au ales kebab, tortilia și pizza. Meniul este luat dintr-o listă a Institutului Național de Sănătate Publică, din care noi alegem zilnic anumite meniuri. Poftim. Deci uite că există. Deci controversă. E o capcană aici. De ce? Ce înseamnă că le dă de-alea? Ce? Kebabul îl face numai cu carne la tigaie și fără sosuri și fără cartofi prăjiți și cu pătrunjel și roșie. Le dă kebab de mazăre? E posibil, sau da, ceva de genul ăsta? Păi dacă e avizat, e nasol. Auzi, dar pizza ce ar putea să fie rău? Că până la urmă e cocă, niște brânză. Păi asta e. Păi nu, cocă, da, pizza, da, e ok. La cuptor cu sos de roșii? Da. Bine, și mozzarella. Că o să-i tot obezia, e altă discuție. Da, mă, dar măcar, da, mă, duc la școală cu plăcere. Exact. Să faceți și voi mâine o pizza la culinaria? O pizza la culinaria? Mm. Vrei să facem o, da, pizza? Păi de ce? Facem pe pizza, nu e o problemă, putem să facem oricând. Okay. Ia să te pregătești pentru mâine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.